Aceste materiale audio aparțin canalului de YouTube O Voce. O Voce. O Voce. O Voce. O rafală de vânt mătură curtea bisericii împrăștind frunzele strânse înapoi pe peluză. Învins, Harvey își propti grebla de copac. Norii întunecați dădeau de veste că o ploaie strașnică era gata, gata să pornească. Se auzi un tunet îndepărtat, iar Harvey se grăbi să-și adune uneltele de lucru, cântărindu-și opțiunile. Nu departe se afla un parc de stat cu băi din cărămidă, unde el făcea dușuri fierbinți din când în când în timpul lunilor friguroase. Acolo se adăpostise ultima dată când fusese o alertă de tornadă. Adăpostului din pădure era destul de rezistent. Harvey îl considerase suficient de bun pentru el însuși și acolo se refugiase în timpul multor furtuni. Dar gândul ca Ivy să stea în mijlocul pădurii în timpul unei ploi torențiale cu vânt puternic nu reprezenta o opțiune. Atunci trebuia să meargă la parcul de stat. Deși ideea de a se aciuia acolo peste noapte îl făcea să se simtă, ei bine, ca și cum era un om al străzii. În mod ciudat era ceva ce nu mai experimentase de multă vreme. Bărbatul urcă scările din spate care duceau către biroul lui Thomas. Dacă el și Ivy aveau vreo șansă să ajungă în parc, înainte ca stihiile naturii să se deslănțuie, Harvey trebuia să plece mai devreme. Ușa era deschisă, iar pastorul stătea așezat cu spatele la el, privind pe fereastră. Harvey își drese glasul. Scaunul scârții ușor în timp ce se întoarse. Da, Harvey? Vocea pastorului amintea bărbatului de o picătură de ploaie într-o găleată. Era goală. Domnule, având în vedere furtuna care vine, vroiam să-mi dați voie să plec mai devreme, deoarece trebuie să merg pe jos până acasă. Harvey tresări. Spunând așa ceva, avea să se pricopsească cu o altă persoană care se oferea să-l ducă cu mașină, lucru pe care el nu-l putea accepta. Thomas zâmbi ușor. Bineînțeles, mulțumesc că mi-ai cerut voie, dar da, du-te. Bineînțeles, crezi că poți ajunge la timp? Da, domnule. Ai grijă, ne vedem mâine. Da, domnule. Harvey simți o greutate în stomac. Disputa dintre Thomas și soția lui părea să fie cumva din vina lui. Părea că e urmărit de un blestem, de o serie de dezamăgiri. În copilărie, el trăise asta de nenumărate ori. Era aruncat într-o familie, rămânea acolo pentru o vreme, dar atunci când făcea prea multe probleme, soluția era mereu aceeași. Harvey trebuia să plece. Se auzi din nou un tunet slab și amenințător. Bărbatul își iuți pasul. Când apăsă pe clanța de la ușa subsolului, aceasta îi zbură din mână și se izbi de peretele din lemn. Și apoi aerul rămase nemișcat, ca și cum Harvey s-ar fi aflat într-un vid. El alergă prin iarbă, iar frunzele îi zburară printre picioare. Cerul avea o culoare ciudată, un gri gălbui, precum apa murdară. La următoarea rafală de vânt, Harvey fu lovit de o pală de ploaie care se potoli pe cât de repede începuse, ca și cum ploaia ar fi fost purtată pe aripile vântului. El își șterse picăturile de ploaie de pe față atunci când ajunse pe veranda lui Pearl. Ușa se deschise larg atunci când Harvey dădu să ciocănească. Intră, intră! Nu, nu te opri să-ți ștergi picioarele, o să dau eu cu mopul. Harvey se strâmbă în timp ce pantofii lui plini de noroi scârțâiau și alunecau pe linoleumul alb de pe holul lui Pearl. El încercă să-și târșie picioarele cât mai puțin când își scoase ghetele. Bătrâna dispăruse deja în fundul casei, bodogănind mereu, ceva în legătură cu pasta de dinți. Bărbatul își lua geanta și băgă în ea păturica mova lui Ivy, care fusese așezată pe spătarul scaunului. El încercă să fie atent la pălăvrăgeala lui Pearl, dar bătrâna sărea dintr-o cameră în alta precum un iepure pus pe fugă. După o clipă, Harvey renunță să se mai țină după ea și se întoarse acolo unde Ivy dormea, în pătuț. Oricare prostii treceau bătrânei prin cap, Harvey n-avea timp de așa ceva. El se aplecă să o ia pe fetiță în așa fel încât să nu o trezească, așa cum învățase să facă înainte. Pentru numele lui Dumnezeu, ce faci? Pearl șuieră din pragul ușii. Lasă bebelușul să doarmă.
Harvey dădu să iasă din cameră. Doamnă Pearl, nu am timp să rămân la cină în seara asta. Vine furtuna, iar noi trebuie să plecăm. Bătrâna l-a apucat de mână și îl trase pe hol înspre bucătărie. Doamne Dumnezeule, n-ai ascultat nimic din ce ți-am spus până acum. Am încercat, dar n-are rost să ripostezi. Ți-am spus deja, eu și Ivy am mers la magazin și am cumpărat câte ceva pentru camera lui Marshall. Vreau să spun, pentru camera de oaspeți. Harvey păli. Ați luat-o în mașină? Da, și suntem vii și nevătămate. Nu-mi dau seama care-i problema. Henry Ford și compania lui au făcut din autoturism un lucru obișnuit în 1913. Asta a fost cu mult înainte ca tu sau eu să ne naștem. Și totuși tu te porți ca și cum mașinile ar fi un soi de farfurii zburătoare. În ciuda panicii care îl cuprinsese, bărbatul încerca să formuleze un răspuns coerent. Ai o periuță de dinți în baie. În dormitorul în care ți-ai schimbat hainele ieri, găsești haine în plus și alte chestii necesare. Am scos de acolo toate lucrurile care mi erau dragi și le-am strâns în altă parte. Tot ce este acum în camera aceea îți aparține. Harvey o ascultă pe bătrână cum vorbește, însă gândurile îi se învălmășeau cu viteză în minte. Ivy în mașină. Putea să fie avut un accident. Deodată el nu mai era în bucătăria lui Pearl. Harvey era cel din mașină și în fața lui vedea farurile unui alt autoturism care se deplasa rapid în direcția lui. El deschise gura ca să țipe, dar... Harvey! Harvey! El tresări și clipi din ochi. Pearl îl ținea de braț. Era ceva absurd ca bătrâna să încerce să-l sprijine așa înalt cum era. El duse la un scaun din bucătărie unde Harvey se prăbuși și fixă cu privirea linoleumul în carouri alb-negre. Pearl îi vorbi pe un ton mai blând. N-am vrut să te supăr. Știam că ar fi trebuit să te întreb dinainte, dar mai știam și că o să mă refuzi. În ceea ce privește mersul la magazin, la faptul de a rămâne aici peste noapte, la toate. Dar nu pot să vă las pe voi doi să ieșiți pe o vreme ca asta. Spune-mi adevărul. Ai un loc sigur unde să stai în seara asta? Nu. Obosit, Harvey recunoscu trista realitate. El își strânse mâinile în pumni până când unghiile lui tăiate intrară în carne. Dar nu putem accepta oferta dumneavoastră, nu putem rămâne aici. Pearl își îndreptă spinarea și își scoase bărbia în afară. Tunetul se auzi și mai amenințător, ca și cum cerul care clocotea ar fi conspirat împotriva lui Harvey, arătându-i câtă dreptate avea bătrâna. Mă tem că trebuie să insist. Am acceptat situația din ultimele săptămâni, deoarece te-ai îngrijit în mod exemplar de acest copil, dar nu te voi lăsa să-i pui viața în pericol. Harvey suportă cu greu nodul din gât. Pulsul i-o luase razna. Inima îi bătea repede, ca și cum aceasta încerca să-l împingă pe o cărare pe care nu voia să meargă, iar mai apoi avea sentimentul că timpul stă în loc. Nu pot să rămân aici. Îți jur pe viața mea că dacă scoți copilul pe ușa aia, o să fac eu însămi plângere la poliție. Impulsul de a țâșni pe ușa afară și de a nu mai arunca o privire înapoi îl făcu pe bărbat să sară de pe locul lui. El încercă să se ridice în picioare, deși genunchii erau ca o gelatină. Un fulger lovi răsleț, iar o clipă mai târziu, tunetul zdrângăni puternic ferestrele lui Pearl. De pe hol se auzi țipătul speriat al copilei și în loc să fugă la ușă, Harvey se duse la ea. Indiferent cât de greșită îi se părea toată situația asta, a o alege pe Ivy era singurul lucru care avea sens pentru el. Bărbatul lua fetița în brațe, încercă să o liniștească, dar copila era cea care îi dădea putere. Pearl făcu un pas în spatele lui. Dragă, tremuri, adu-o pe Ivy în camera de zi și stai jos. O să ne uităm la știri și o să fim cu ochii pe avertizările meteo. Absent, Harvey o urmă pe Pearl, concentrându-se numai la copilul din brațele lui. Încercă să-și amintească să respire. Poate că lui nu-i aparținea terenul abandonat pe care își ridicase adăpostul,
dar măcar asta era dovada faptului că nu avea nevoie de nimeni. Cu siguranță că locul lui nu era în casa femeii ăsteia. Harvey începea să se simtă mult prea confortabil în această lume nouă. În cele din urmă, nici măcar tunsorile sau cămășile frumoase nu schimbau o persoană în adâncul ființei ei. Oamenii de teapa lui nu aveau cum să păstreze bebeluși sau să ia viața de la capăt. Totuși, asta era problema. Odată ce îți înmuiai inima chiar și puțin, aceasta întotdeauna tângea după mai mult. Mai mult din lucrurile care nu erau de nasul lui Harvey. Pearl își redecorase casa și camera fiului ei pentru ca să poată găzdui un vagabond. Bărbatul simți o greutate în stomac. Nimic nu era bun în toată povestea asta. Nu trebuia să pună astfel de poveri în spinarea unei bătrâne. Pe fundal, el văzui imaginea de la televizor a meteorologului, care arăta pe hartă zonele afectate de furtună și asta nu făcea decât să-i sporească neliniștea lui Harvey. Harvey, șopti Pearl. El îngheță. Bărbatul se legăna pe scaun precum un nebun care încerca să-și domolească demonii din interior, nu ca un părinte care liniștea un copil. Harvey nu o mai strânsese atât de tare pe Ivy. Nu crezi că e timpul să-mi spui mai multe lucruri despre tine, despre ceea ce te-a traumatizat atât de mult? La urma urmei, dacă eu am îndeajuns de multă încredere în tine, încât să-ți permit să stai în casa mea, nu crezi că mi-ai putea spune și mie povestea vieții tale? Câteva persoane mi-au spus că sunt o bună ascultătoare. Dă-mi o șansă. Harvey dădu din cap, nu putea vorbi din cauza nodului puternic din gât. Luminile pâlpâiră și apoi se stinseră. Bărbatul simți că se sufocă în întunericul dens ca smoala, în timp ce cerul se deslănțui și începu să toarne cu găleata, iar grindina lovi în acoperiș. Astfel de nopți îi aduceau în minte frânturi groaznice din noaptea aceea teribilă. Harvey, e o lanternă pe măsuța de lângă tine. Vocea lui Pearl ajunse la el în mijlocul vacarmului de afară și Harvey își reveni din amintiri. Bărbatul trase adânc aer în piept. Totul e în ordine. Ești în siguranță. E doar o pană de curent. Găsește o lanternă în dreapta ta. Femeia își ridică glasul pentru a se face auzită deasupra zgomotului. Ivy se foi în brațele lui. Harvey nu o ținea ușor, ci o strângea de-a dreptul. El o sprijini cu un singur braț în timp ce pipăi masa până când nimeri mânierul metalic al lanternei. Harvey aprinse lanterna, iar raza de lumină străpunse întunericul dens. Pearl stătea ghemuită pe podea în coate și în genunchi. Doamnă Pearl, ce s-a întâmplat? Bătrâna se așeză înapoi pe călcâie, clipind din ochi și ferindu-se cu mâna de lumina stridentă. Sunt bine. Nu mi-ai răspuns, nu știam sigur dacă pana de curent te-a afectat și veneam la tine. Tu ești în regulă? Harvey clipi din ochi și în cuvință. Nici măcar asistenții sociali și părinții adoptivi care îi cunoșteau bine povestea nu îl înțelegeau precum femeia asta. Grindina se potoli la fel de brusc cum începuse, lăsând în urmă doar vâjăitul jalnic al vântului. Pearl se ridică în picioare și se întoarse la locul ei de pe canapea. Fiul meu avea probleme, lucruri precum mișcările și sunetele bruște, schimbările din mediul înconjurător îl făceau să, nu știu exact cum să-i spun, dar era ca și cum Marshall se afla din nou pe câmpul de luptă. Harvey încuvință și înghiți în sec. Expresia neajutorată de pe chipul bătrânei, scoasă în evidență în lumina slabă, îl făcu pe bărbat să dorească să-i aline durerea. Dar tu, dragul meu, fiul meu s-a întors pe câmpul de luptă. Unde te duci tu atunci când lumea ți se destramă? Harvey înțepeni. Nu înțeleg la ce vă referiți. Ba da, știi prea bine ce vreau să spun. Bătrâna pufni.
Mă duc la bucătărie să-i aduc lui Ivy biberonul cu lapte. O să vrea să sugă în curând. Harvey dădu lui Pierre lanterna și privi fasciculul de lumină dansând pe pereți, în timp ce bătrâna se îndepărtă. Zări frânturi de poze iluminate, clipe din viața lui Pearl, cărora el nu le dăduse mare atenție. Cum se făcea că o soție de pastor, cu minte și de modă veche, văzuse în el o persoană capabilă de a se îngriji de un copil? Mai mult de atât, cum de avea suficient de multă încredere în el, încât să-l lase să stea în casa ei, când Harvey nu-i spusese nimic despre viața lui? Pearl se întoarse o clipă mai târziu, ținând în mână o tavă cu două cești fierbinți, biberonul lui Ivy și lanterna. Cine știe când vine înapoi curentul? Doar n-am vrea să lăsăm ciocolata fierbinte să se răcească. Bătrâna așeză tava pe măsuța de cafea. Ea se întinse după Ivy. Lasă-mă să o țin în brațe o clipă. Lampa mea cu cherosen este acolo pe pian și tot acolo găsesc și o cutie cu chibrituri. Știi cum se aprinde o lampă cu cherosen? Harvey dădu copilul bătrânei și merse după lanternă. Ați umplut deja lampa? Da, polițele pentru șemineu sunt lângă ea. În câteva clipe Harvey pregăti combustibilul, fixă polițele și aprinse lampa. O lumină caldă umplu camera. Pear îi zâmbi. Se vede ca experiență. Mie mi-a o grămadă de timp să pun lampa aia în funcțiune, dar am scos-o din spațiul de depozitare atunci când am văzut prognoza meteo azi dimineață. În zona asta au loc multe pene de curent. Harvey luă o înghițitură din cana lui. Îmi place să merg cu cortul, e foarte plăcut în pădure. Ai mers mult cu cortul când erai copil? O singură dată. E o amintire frumoasă de care mă agăț întotdeauna. Pierre îi aruncă o privire lui Harvey. Vrei să-mi povestești? Bărbatul oftă din greu și se lăsă din nou pe scaun cu ochii ațintiți pe Ivy. Nu e mare lucru. Nu e adevărat. Nu te-am auzit niciodată spunând că ai fost fericit. Sunt numai ochi și urechi. Harvey se frecă pe față, ca și cum gestul acesta i-ar fi pus memoria în funcțiune. Tocmai împlinisem 5 ani. Mama și tata m-au luat în prima noastră excursie cu cortul în familie. A fost un fiasco total. Mama detesta mersul cu cortul și insectele. Cortul nostru avea o spărtură și ne-a plouat tot timpul. Cortul era puțin înclinat într-o parte, așa că toată umezeala s-a adunat într-un capăt al lui. Prin urmare, eu, mama și tata ne-am înghesuit cu toții în partea cealaltă, uscată. Mama stătea în fața mea, iar tata în spatele meu. Îmi amintesc că mă simțeam precum un sandwich uman cu unt de arahide. M-am tot foit, ceea ce i-a scos din minți. Așa că mama a început să-mi cânte până când am adormit. Era cântecelul pe care l-am auzit la dumneavoastră atunci când i l-ați cântat lui Ivy de unăzi. Ceva despre har, dar într-adevăr momentul acela e singura ocazie de care mi-amintesc în care am simțit că aparțin unui loc. Eu eram untul de arahide care ținea sandwich-ul împreună. Pearl îl privi pătrunzător precum un laser care se fixa asupra ceea ce și imagina ea că se află în spatele cuvintelor lui. Unde era sora ta? Harvey gemu în sinea lui. Era un mare idiot. Bătrâna îl păcălise, făcându-l să vorbească din nou despre viața lui, iar el stricase totul. Era prea mică pentru a merge cu cortul. Dusă pe gânduri, Pearl încuvință din cap. Și de asta îți place atât de mult mersul cu cortul? Excursia aceea? E ultima dată când m-am simțit în siguranță. Harvey se încruntă, nedorind să fie recunoscut acest lucru în fața bătrânei. Pearl se întinse spre el. Ce s-a întâmplat cu tine, Harvey? Bărbatul își întoarse capul în altă parte, încercând să-și păstreze controlul.
cu greu, abia reuși să șoptească. Ceea ce s-a întâmplat reprezintă motivul pentru care nu merg cu mașina. Și nu merg cu mașina, mai ales pe vreme de ploaie. Capitolul 35. În prezent. Ivy umplu castronul câinelui care stătea ascuns în garaj, făcu un pas înapoi și se așeză în iarbă. Câteva clipe mai târziu, un bot apăru în gaură, adulmecând aerul. Animalul se strecură afară, iar Ivy rămase pe cât de nemișcată putea să stea, privindu-l din colțul ochilor. Cu privirea țintită asupra tinerei, câinele se duse la castronul cu mâncare. Ce băiat bun! Un băiat bun și curajos! Câinele își lăsă în jos coada puțin ridicată și începu să se dea ușor din ea. Ivy zâmbi cu gura până la urechi. După ce termină de mâncat, el se apropie mai mult de Ivy și se făcu covrig în lumina soarelui. Nu era îndeajuns de aproape încât Ivy să-l poată atinge, dar animalul dădea cu coada de pământ. El își scoase limba afară și schieună. Tânăra-i făcu semn să vină lângă ea. Haide, poți să o faci. Câinele dădu din coadă mai aproape de ea. Cred că ai nevoie de un nume, doar nu ești o nălucă. Ivy observă punctele negre de pe urechile lui. Ce zici de Pepper? Arăți ca piperul. Câinele își înălță capul, iar urechile lui blegi se ridicară. Ivy râse. Așa vrei să te cheme, Pepper? Câinele dădu capul într-o parte. În regulă, atunci o să te chem Pepper. Ivy se întinse pe spate și se uită în sus, printre ramurile copacului. Știi tu, locul acesta este și refugiul meu. Aici obișnuiam să vin atunci când credeam că părinții nu sunt corecți cu mine sau când aveam o zi proastă. Bunica și unchiul meu mă înveseleau întotdeauna, ajutându-mă să privesc lucrurile și dintr-o altă perspectivă. Și atunci când eram în timpul anilor aceia ciudați de liceu, veneam aici pentru a-mi reaminti cine sunt. Acum bunica nu mai este. Casa asta nu mai este a ei. Am sperat că întoarcerea mea în locul acesta avea să-l limpezească gândurile. Dar nu știu ce să zic. Ivy și întoarse capul către câine. Animalul stătea cu botul pe labe. Sprâncenele lui canine se ridicau în timp ce ea vorbea, ca și cum el judeca tot ceea ce îi spunea Ivy. Te afectează atunci când persoana în care ai avut încredere că te iubește te rănește în schimb, nu-i așa, Pep? Ivy se ridică încet în picioare și merse pe verandă. Ar fi bine să mă apuc de treabă, casa nu se pune singură în ordine. Ivy aruncă o privire peste umăr, Pepper o urma de la distanță. Tânăra zâmbi și se așeză pe balansoarul de pe verandă, iar Pepper se apropie de ea umil și dând din coadă. Ivy se întinse încetişor și îl mângâie pe spate. Ia te uită la tine, băiat curajos ce ești! Ea gânguri precum un bebeluș. Câinele o privi cu ochii expresivi. Vrei pur și simplu să fii iubit, nu-i așa? Indiferent cât de înfricoșător este. Camioneta de amenajare peisagistică a unchiului ei intră pe alee. Pepper se încordă. E în regulă, el nu o să-ți facă rău. Pepper se dădu înapoi. În fine, ne vedem mai târziu, amice. Câinele dispăru după colțul casei. După ce încetă zgomotul mașinii de tuns iarba, Ivy umplu două pahare cu apă și plecă să-l caute pe unchiul ei. Ea îl găsi legând utilajul de remorcă. Tânăra îi dădu un pahar cu apă. Echipa ta de amenajări peisagistice aranja gazonul chiar de unăzi. M-a surprins faptul că au lăsat neatinsă casa bunicii. El ridică din umeri. Îmi place să mă ocup personal de casa ei. Bărbatul privi terenul din jurul lor. Deși poate că e vremea să renunț. Locul ăsta nu va mai fi al bunicii tale multă vreme. Câți ani ai locuit aici?
Unchiul vii zâmbi pe jumătate. E singurul cămin pe care l-am avut vreodată. El râse ușor. În ultimele luni de viață, Pearl m-a bătut la cap tot timpul să-mi cumpăr propria mea casă. M-aș fi simțit jignit dacă n-aș fi știut ce avea ea de gând cu adevărat. Ivy se încruntă. Am cumpărat o casă, dar am rămas cu ea până când a murit. Nici nu mă gândeam să o las singură în ultimele ei zile de viață. Am încercat atât de mult să am grijă de ea, dar scopul lui Pearl a fost întotdeauna acela de a avea grijă de mine. Ea voia să mă pregătească în singurul mod în care se pricepea. Bărbatul înghiți în sec. Ivy se uită în altă parte și clipi din ochi. Ea își ridică paharul cu apă în direcția pădurii. Vrei să facem o plimbare? El încuvință din cap. Ivy așeză paharele lor goale pe balustrada verandei și apoi cei doi se îndreptară spre pădure. În vreme ce casa fusese întotdeauna sanctuarul bunicii, pădurea era a lui Ivy și a unchiului ei Vi. De fiecare dată când fata nu mai avea răbdare în timp ce părinții ei munceau la biserică, unchiul Vi o ducea pe Ivy în drumeție la vechiul pârâu de la cel mai îndepărtat capăt al proprietății bisericii. Ivy nota în acel firicel de apă, iar el o ajuta să găsească raci și salamandre. A trecut multă vreme, nu-i așa? Tânăra îl împinse cu cotul. Cei doi călcară peste frunze putrede și ace de pin. Umbra i-a dăpostea puțin de căldura verii. Unchiul vii în cuvință din cap. Da, prea mult timp. Știu că lucrurile nu o să mai fie la fel acum, fără bunica ta, dar să mai treci pe aici, bine? Am un dormitor în plus, oricând vrei să vii în vizită pe aici. Bărbatul se încruntă și se uită în pământ în timp ce ei mergeau. Îți accept oferta? Ivy avea să-l viziteze mai des pe unchiul ei, să fie alături de el mai mult. Unchiul vii zâmbi ușor. Și poți să-i dai drumul câinelui tău de pază. Știu că tu l-ai rugat pe Ris să vadă ce mai fac după ce te-ai întors acasă. Mi-e dor de bunica ta, Ivy, mai mult decât pot spune cuvintele. Dar sunt bine, promit. Ivy roșii. El îi puse o mână pe umăr. Tu cum ești? Te descurci? Ai nevoie de ajutor prin casă? Ești foarte ocupat cu firma ta de amenajări peisagistice. Îl am pe Ris. Ne descurcăm. Dar dacă ai nevoie de ceva, știi că poți conta pe mine, nu-i așa? Dacă am nevoie de ceva... Lui Ivy sta pe limbă să-l întrebe ceva. Se uită repede la unchiul ei și la expresia lipsită de griji de pe chipul lui. Plimbarea asta liniștită împreună cu el era perfectă. O așteptase de multă vreme. Putea ea risca să tulbure atmosfera? Pot să te întreb ceva? Bineînțeles. Ivy înghiți în sec. Poate că părinții ei evitau să-i dea răspunsuri clare, dar cu siguranță că unchiul ei, bărbatul pe care se putea baza întotdeauna, avea să fie sincer cu ea. Ai cunoscut o femeie pe nume Roz? Unchiul vii păli și îngheță pe loc. Tu încă mai cauți? Nu face asta, Ivy. Lasă lucrurile așa cum sunt. Nu știu ce era mintea bunicii tale de s-a gândit să dezgroape o poveste veche, dar nimic bun nu poate să iasă din asta. Absolut nimic. Vorbesc serios. Lasă trecutul în pace. Capitolul 36. 16 februarie 1999. Roz frecă mesele lungi și laminate din cantina fermei. Nu era o sarcină neplăcută, dar ea prefera slujba de la grajduri, care îi fusese încredințată cu o săptămână în urmă. Pearl stătea în cealaltă parte a încăperii și vorbea cu doamna, care era proprietara acelui loc. În timp ce făcea curat, Roz se duse la celălalt capăt al mesei, tot mai aproape de Pearl. Era ca și cum o forță invizibilă o atrăgea spre bătrână.
Roz voia ca Pearl să-și ridice ochii și să o vadă, să-i recunoască cumva prezența. Era o prostie modul în care tângea după atenția lui Pearl. Dar bătrâna era una dintre puținele persoane care își ținuseră vreodată promisiunea față de ea. Mintea lui Roz era asaltată de întrebări. Întrebări care o bântuiau mai tot timpul, acum că nu mai trebuia să se concentreze exclusiv pe supraviețuire. Ea avea nevoie de acele răspunsuri, indiferent cât de mult ar fi durut-o. Iar Pearl avea să-i spună adevărul. După ce plecă și ultima femeie, Roz șterse mesele și își mușcă buza. Ce s-ar întâmpla dacă ar da glas acelor amintiri? Oare asta avea să o salveze sau să o distrugă? Pearl se apropie de ea. Arăți bine, Roz. Bine era un cuvânt relativ, se gândia. Lui Roz nu-i fusese deloc ușor la dezintoxicare, după toate mizeriile pe care Vance îi le injectase în vene. Tânăra n-ar fi supraviețuit niciodată dacă Pearl n-ar fi ajutat-o să ajungă la Abiding Love. Voiai să mă întreb ceva? Pearl se uită la ea. Cum de știa? Deși la început crezuse că avea să-i fie greu să formuleze întrebarea, Roz vorbi pe nerăsuflate. Vă amintiți când m-ați întrebat acum o lună dacă am copii, iar eu v-am spus că nu? Pearl rămase nemișcată. Am mințit. Eu... Credeți că bebelușii născuți în păcat merg în cer atunci când mor? Roz șterse o pată imaginară de pe suprafața curată a mesei. Pearl își ținu răsuflarea. Atunci când m-a dat afară din casă la 16 ani, tata mi-a spus că eu și bebelușul meu vom arde în flăcările iadului. Privind-o cu atenție, Pearl îi puse mâna pe umăr. Roz strânse cu putere cârpa murdară de vase ca să nu mai tremure. El s-a născut prematur. Probabil că a fost din vina mea, fiindcă nu am mers la doctor în mod regulat. Era băiat? Ceva luci în ochii lui Pearl. Era aproape ca și cum ar fi fost dezamăgită, dar mai apoi expresia îi se îmblânzi. O, scumpo, toți copiii sunt prețioși în ochii Domnului. Ei nu aleg modul în care vin pe lumea asta. Câteodată se întâmplă să-i pierzi și nu ai ce să faci în privința asta. Iisus îl iubește pe băiețelul tău. Roz fixă cu privirea textura falsă de lemn de pe masa laminată. Povara pe care o purtase pe umeri în ultimii 5 ani se mai ușură puțin. Mai multe cuvinte îngropate de multă vreme ieșiră la suprafață. Povești pe care Roz jurase că nu avea să le împărtășească niciodată. Dar felul în care Pearl se uita la ea, modul în care o atingea cu atâta blândețe pe umăr, așa cum nu o făcuse nimeni niciodată, era mai mult decât putea ea suporta. Nu mi s-a părut că ceea ce mi-a spus el e adevărat? Roz se apucă din nou de frecat. Încercă să-și recapete controlul și strânse cu putere materialul aspru al cârpei de vase. Femeia refuză să cedeze în fața lucrurilor despre care terapeuta îi spusese că nu erau reale, lucruri care stăteau la pândă în umbră, așteptând ca ea să fie pe picior greșit. Țipetele bebelușului mort, faptul că vedea figura monstruoasă a lui Vance la fiecare colț de stradă, terapeuta îi spusese de sute de ori că era în siguranță. Poate că Roza ar trebui să încerce să creadă asta. Să spună cu voce tare ceea ce o bântuia zi și noapte. Eram singură atunci când am pierdut băiețelul. Tata nu mi-a dat voie să mă întorc acasă. Iubitul meu n-a vrut să mai audă de mine. M-am îmbolnăvit foarte tare, iar tipul ăsta mai în vârstă, Vance, m-a luat la el acasă. Părea atât de cum se cade. Roz înghiți în sec și simți cum i se strânse stomacul. Numai că n-a fost așa. Pearl se trânti pe una dintre băncile lungi din lemn. Ochii erau plini de durere. Dar tot ce simțea Roz era furie. Nu era loc pentru suferința pe care o vedea pe chipul femeii. Lui Vance îi plăcea tare mult băutura și drogurile. Astea erau mai importante decât factura la lumină.
Dar de fiecare dată când rămânea fără bani, el îl chema pe unul dintre amicii lui. Cei doi ajungeau la o înțelegere, iar eu eram târâtă deseori în dormitorul din spate, din remorca aceea amărâtă. Roz aruncă o privire pe fereastra din sala de mese, încercând să-și adune puterile. Dacă nu mă duceam de bunăvoie sau dacă îl făceam de râs, așa cum se exprima Vance, el mă făcea să plătesc mai târziu. Am încercat odată să fug și m-a găsit. Eram un copil prost și speriat. O, Roz! Femeia nu luă în seamă compasiunea lui Pearl, hotărâtă să nu cedeze. Dacă mărturisea absolut tot ceea ce se întâmplase, atunci poate că lucrurile astea nu aveau să-i mai putrezească viața din rădăcină. Am rămas din nou însărcinată. Nu știam cine e tatăl. Copilul nu a fost conceput din dragoste ca ultima oară, ci cu furie și durere în inima mea. Când mi-a venit sorocul, Vance mi-a spus că avea să mă ducă la spital mai târziu, dar apoi s-a îmbătat criță. Am plecat. Aveam pe cineva care am crezut că mă poate ajuta. Îl cunoscusem lângă autostradă ultima dată când am încercat să fug. A spus că locuia prin zonă. Era un plan atât de prostesc, dar nu aveam altă soluție. Roz dădu din cap. Copilul se năștea prea repede. Unul dintre prietenii lui Vance m-a găsit și m-a convins să mă urc pe bancheta din spate a vechiului lui autoturism Cadillac Seville. Nu aveam ce să fac altceva. Nu mi-amintesc prea mult decât că sângeram și aveam dureri. Și primul țipăt al copilului. Îl aud în fiecare noapte în urechi atunci când vreau să adorm. Am leșinat și după ce m-am trezit înapoi în remorca aceea veche, Vance mi-a spus că bebelușul meu murise, că era prea slab. Dar i-a făcut ceva. Țipătul acela pe care l-am auzit înainte să leșin era unul puternic. Copilul acela a fost un luptător, nu ca mine. Roz spuse asta pe un ton detașat și lipsit de viață, chiar și din punctul ei de vedere, ca și cum altcineva i-ar fi relatat povestea. Cât timp a trecut de când l-ai pierdut pe cel de-al doilea copil? Se împlinesc 5 ani în septembrie. Data aceea era scrijelită cu un fier roșu în inima lui Roz. Făcea parte din ființa ei. Obrajii ofiliței lui Pearl exprimau o emoție pe care Roz o uitase de multă vreme. Atât de multe lucruri se puteau vedea pe chipul bătrânei în timp ce Roz își spunea povestea. Grijă, durere, nedumerire și ceva ce Roz nu putea să priceapă deloc. Lumină și speranță. Faptul că îi spusese lui Pearl povestea ei trebuia să o facă pe Roz să se simtă mai bine, să o elibereze din lanțurile care o țineau captivă. Dar pe măsură ce săptămâna trecut, legăturile acestea nu păreau decât să se întărească. Roz se plimbă prin grajd în timp ce caii nechezau pe lângă ea. Pearl se comportase atât de ciudat din ziua aceea. Devenise mai tăcută, ca și cum avea multe lucruri pe cap. Prea multe lucruri. Totuși nu zări nicio urmă de judecată în ochii bătrânei, ci numai îngrijorare. Roz nu putea explica din ce cauză. Ea se apropie de boxa unui ponei gri pestriț și sprijini coatele de ușa de la boxă. Animalul necheză și se foi. O figură întunecată stătea într-un colț. Roz tresări și strânse cu putere ușa de la boxă. El nu mai fusese niciodată atât de aproape. De fiecare dată când îl văzuse, tipul fusese de cealaltă parte a terenului sau stătea la pândă la marginea pădurii. Tânăra închise strâns ochii și-și acoperi urechile cu mâinile. Bărbatul nu era real, exista numai în imaginația ei. Nimeni nu vedea figura aceea fantomatică decât ea. Dar indiferent cât de mult repeta ea acest lucru mintea ei și cât își acoperea urechile cu mâna, nu putea să nu simtă duhoarea respirației lui pe fața ei sau șoapta aceea rece și crudă. Vino cu mine, Lenny,
Tânăra se cutremură, iar genunchii se făcură ca gelatina în timp ce se agăță de ușa de la boxă. Nu! O să-i fac de petrecanie babei ălea. Știu că ea te-a ajutat să scapi. Am urmărit-o până acasă. Știu unde locuiește. Nu, gemuroz. Nu ești real. Nu. Sunt la fel de real ca aerul pe care îl respiri. Nu o să scapi niciodată de mine. Tremurând, Roz reuși să se ridice și fugi din grajd, refuzând să se uite în urmă. Din interiorul camerei ei, Roz se uită pe furiș printre perdele. Vence stătea la marginea pădurii, uitându-se în direcția ei. Numai că figura lui nu era deloc neclară de data asta. Tipul era cu adevărat acolo. Figura lui mătăhăloasă era cât se poate de solidă și de reală. Singurul lucru pe care îl putea face Roz era să fugă. Capitolul 37. 20 octombrie 1994. Ce Dumnezeu face aici? Harvey tresări din somn la auzul vocii lui Pearl. El se ridică din balansorul de pe veranda, acolo unde se tolănise și adormise. Bătrâna nu părea supărată, ci mai degrabă tristă. Eu pur și simplu voiam să respir niște aer proaspăt. Bărbatul se strecură pe lângă Pearl și intră repede în casă. Ea nu trebuia să-l surprindă dormind pe verandă. Adevărul era că Harvey nu se putea obișnui cu patul împrumutat, cu camera împrumutată, cu hainele împrumutate, cu tot ceea ce era împrumutat. Afară totul era diferit. Natura îi aparținea mai mult decât orice. Poate datorită faptului că aerul proaspăt nu putea fi deținut de nimeni. Nimeni nu îi putea refuza dreptul de a se plimba în josul străzii. Harvey își scoase hainele umezite de rouă și dădu drumul la duș, lăsând ca apa să fie cât se poate de fierbinte. În timp ce se spălă, bărbatul refăcu în minte scena de seara trecută. Pearl își dădea seama că el îi împărtășise singura poveste, singura amintire pe care o avea din viața de dinaintea accidentului. Harvey nu spusese nimănui niciodată despre acea perioadă scumpă din viața lui, nici asistenților sociali, nici consilierilor sau nici unuia dintre părinții lui adoptivi. Bineînțeles că femeia dorise să afle mai multe detalii, dar era prea mult pentru el. Aceeași vreme ploioasă, frânturile de amintiri. Era posibil ca el să-și fi pierdut mințile, iar bătrâna deja credea că Harvey era pe jumătate nebun. N-avea niciun motiv să o convingă de contrariu. El se uscă și se îmbrăcă cu haine împrumutate din camera împrumutată. Când se uită în oglindă, Harvey zări un străin. Tipul ăsta putea fi oricine. Un profesor, un om de afaceri, un tată. Harvey își puse la închietura mâinii ceasul dăruit de Thomas. Făcu niște cafea și umplu ceștile lor obișnuite. Când se duse în camera de zi, Pearl o bătea ușor pe Ivy pe spate, iar biberonul gol se afla pe măsuța de cafea. Bătrâna-i zâmbi dulce. M-aș putea obișnui cu asta, cu un tânăr chipeș care mi-aduce cafeaua și cu o fetiță scumpă în brațele mele. Nu știu ce am făcut ca să merit o asemenea binecuvântare. Harvey așeză cana pe masă și se așeză lângă Pearl. Ea-i zâmbi ușor la rândul lui. O să ne faceți să roșim, atât pe mine cât și pe Ivy. Pearl se aplecă și așeză pe Ivy pe o pătură, apoi se așeză din nou cu o cană fierbinte în mâini. În timp ce o hrăneam pe Ivy, mă gândeam, o, nu, un plan de-a lui Pearl. Am două camere în plus aici, ar fi chiar lângă locul tău de muncă. Harvey lăsă cana jos. Lichidul fierbinte-i veni înapoi pe gât și simți că ia foc pe dinăuntru. El dădu din cap. Nu, doamnă, n-am putea. Sună telefonul lui Pearl, iar asta le întrerupse conversația. Femeia își ridică mâna. Înainte să mă refuzi, noi trebuie să discutăm serios problema asta. Să nu pleci nicăieri.
Bătrâna se duse la telefonul din bucătărie. Harvey nu intenționa să tragă cu urechea, dar vocea lui Pearl îi ajunse până la el. Bună, Miriam. Nu dormeam. Un accident. Pentru numele lui Dumnezeu. El e bine? O, Doamne Sfinte! Harvey simți că nu mai are suflare. El se îndoi de mijloc și își puse capul între genunchi. Auzi un bâzâi discordant în ureche. Domnul să-l binecuvânteze. O, Harvey e aici, de fapt. A rămas la mine pe timpul furtunii. În fine, o să-i spun. Mă voi ruga. Harvey se apucă cu mâinile de genunchi. De asta nu trebuia să lași oamenii să se apropie de tine, deoarece ei conduc mașini și se întâmplă lucruri rele, precum accidente pe vreme ploioasă. El putea să-și controleze viața solitară, trăită în mijlocul pădurii, dar oamenii aceștia aveau legături unii cu alții, iar el nu se putea abține să nu sufere. Oamenii mureau. Atașamentul echivala cu pierderea. O mână fermă se așeză pe umărul lui. Harvey, te simți bine? Ce s-a întâmplat? El își propti coatele de genunchi și își ridică capul. Doamne, arăți ca și cum ai fi văzut o fantomă. Ce ai pățit? Pearl își duse o mână pe obraz. Ai auzit? Femeia în genunchi lângă el își puse mâna ridată pe genunchiul lui și se uită în ochii bărbatului. Pastorul Thomas a avut un accident. E rănit destul de rău, dar nu e nimic grav. Tu ești bine, toată lumea e în siguranță. Ivy se zvârcoli și gângurii pe pătură, cu totul indiferentă la modul în care lumea se putea nărui cu atâta ușurință. Harvey își întoarse ceasul pe încheietura mâinii. Oamenii ăștia, îi păsa prea mult de ei. Trebuia să fugă, dar nu putea. Ei își făcuseră loc în inima lui Harvey, așa cum făcuse micuța Ivy. El ridică o mână, șovăi o clipă, iar apoi atinse umărul osos al lui Pearl. Vă mulțumesc. Cuvintele lui fură mai degrabă o șoaptă răgușită, izvorâtă din gâtul lui, sufocat de emoție. Miriam, vocea somnoroasă a lui Thomas o trezi din somn. Gemând, femeia se ridică în șezut. Ea dormise pe podea cu spatele lipit de canapeaua unde soțul ei zăcuse toată noaptea. Miriam trebuie să fie ațipit din nou după ce o sunase pe Pearl. Ea se îndreptă de spate, desmorțindu-și ceafa. Sunt aici. Te doare ceva? Ce pot să-ți aduc? Ea se ridică și-i dădu la o parte părul de pe frunte. Dedesubtul tuturor vânătăilor pe care le avea, omul era palid. Ai dormit acolo toată noaptea? Pe podea? Ar fi trebuit să te urci în pat. Thomas aruncă o privire ceasului de pe perete. Trebuie să mă scol și să mă apuc de treabă. Harvey mă așteaptă. Am sunat-o deja pe Pearl și i-am zis că ți-ai luat liber azi. N-am nimic. Un bărbat nu moare din câteva vânătăi. Tresărind, Thomas se chinui să se ridice în pat. Se făcu chiar și mai palid. Miriam îl ajută să stea drept, iar el se sprijini de brațul ridicat al canapelei. În regulă, ai câștigat. Poate că nu strică o zi liberă. Știi, m-ai speriat aseară, Tom. Nu-mi vine să cred că ai refuzat să mergi la spital. Ofițerul de poliție, care era și prieten, îl dusese cu mașina acasă. Ai fi ieșit din casă pe furtună. Suntem o echipă, sau cel puțin așa ar trebui să fim. Miriam se opri o clipă. Poate că trebuie să încetezi să mă mai protejezi atât de mult. De aia n-ai fost sincer în legătură cu motivul pentru care n-am mers la biserică, nu-i așa? Ca să mă protejezi? Thomas își frecă genunchii și înghiți în sec. Posibil. Poate că am încercat să ne protejăm pe amândoi. Nu vreau să cred că sunt atât de egoist. Dar dacă sunt... Soția lui se așeză lângă el și îl sărută ușor pe tâmplă. Dacă așa stau lucrurile, este pentru că ești și tu om. Thomas lăcrimă și clipi din ochi.
ar fi trebuit să gestionez problema asta mai bine. Mă ierți? Deși știu că nu merit. Miriam puse o mână pe genunchiul lui. Pastore Thomas, cred că am auzit o predică sau două din partea ta în care vorbeai despre iertarea nemeritată. Mai mult de atât, tu nu ești singurul care are nevoie de iertare. Eu am fost atât de copleșită de propria mea durere, încât n-am putut să văd dincolo de dezamăgiri și de așteptări neîmplinite. Thomas își pipăi vânătaia închisă la culoare de sub ochi și tresări. Sper că știi că eu nu m-am așteptat niciodată ca tu să treci pur și simplu peste stările acelea. Te rog să știi asta. Dar m-am rugat în fiecare zi ca Domnul să ridice suferința de peste sufletul tău. Îmi doresc să fi gestionat altfel lucrurile. Pur și simplu nu reușeam să văd prin ceața care mi-a acaparase mintea. Dar acum încep să fac asta. Thomas închise ochii. Asta învăț și eu, că nu trebuie să știm cum să rezolvăm toate lucrurile. Că e în regulă dacă ne mai și împotmolim. E în regulă chiar și dacă pierdem din vedere direcția în care mergem uneori. Dumnezeu nu caută frumosul în viețile noastre, ci dorește ca noi să fim sinceri cu El. Femeia luă un dosar de pe măsuța de cafea și-l așeză mâinile lui Thomas. Bărbatul deschise și cercetă cu privirea actele. Miri, eu cred că sunt gata să adoptăm un copil. Am completat formularele săptămâna trecută și aveam de gând să-ți fac o surpriză, dar cu tot ceea ce s-a întâmplat... Vorbești serios? Thomas trase adânc aer în piept, iar chipul lui deveni serios. Nu vreau să ne grăbim cu așa ceva. Ia încuvință din cap. Întregul proces e de durată. Putem să-l parcurgem în ritmul nostru, dar cred că vreau să iau în considerare această opțiune. Fizic mă simt ca și cum aș fi fost bătut de 20 de bărbați, dar sufletește mă simt ca și cum aș fi în al nouălea cer. Ne așteaptă lucruri bune, Miri. Simt asta. Miriam zâmbi, bucurându-se de atmosfera tihnită. Ce ai zice de un pahar cu apă? Și am și pastilele împotriva durerii din camera de gardă, dacă ai nevoie de ele. Of, nu mai vreau din astea. Eram amețit aseară. Abia dacă mi-amintesc, dar știu că nu puteam să merg în linie dreaptă atunci când ofițerul Michaels m-a ajutat să intru în casă azi noapte. Thomas zâmbi pe jumătate. Să sperăm că nu va divulga aceste detalii în biserică. Habar n-am ce am spus. Gemând, el se întoarse pe canapea. Dar poate că o să iau un ibuprofen. În timp ce era în bucătărie ca să-i ducă lui Thomas apa, analgezicele și pâinea prăjită, Miriam râse în sinea ei când își aminti cum soțul ei intrase pe ușă, împleticindu-se. El îi îndrugase niște scuze neinteligibile, în timp ce ofițerul care venise la locul accidentului îi explică ce se întâmplase. Cineva sună la ușă. Când o deschise, Harvey stătea în prag cu ochii mari și cu respirația tăiată. Doamnă Leslie, Miriam își dădu capul într-o parte. Harvey, Pierre l-a zis că ți-a spus că Thomas nu vine la muncă azi. Bărbatul se legănă dintr-o parte în alta, trăgând de mâneca de la cămașa lui în carouri. Pastorul Thomas chiar se simte bine? Miriam aruncă o privire în spatele lui. Singura mașină de pe alee era a ei. Ai venit pe jos până aici? Bărbatul ridică din umeri. Nu-mi plac foarte mult mașinile, doamnă. Și știu că Pierre l-a spus că dânsul se simte bine. Voiam doar să verific și să văd dacă are nevoie de ceva. Oh, bine, intră. Harvey își frecă mâinile. Îmi pare rău, am venit într-un moment nepotrivit. Cred că ar fi trebuit să sun mai întâi. Nu m-am gândit la asta. Nu-i nicio problemă. Tocmai îi pregătea micul dejun. Thomas e după colț în camera de zi. Harvey nu s-a gândit să dea un telefon, dar să meargă pe jos 8 km e ceva obișnuit?
judecând după roșiața din obraj și respirația întretăiată, era mult mai probabil că omul acesta cu constituția atletică alergase în loc să meargă la pas. El arăta atât de diferit, cu părul scurt și cu niște haine care chiar îi veneau cum trebuie. Și postura lui se schimbase, acum stătea drept. Nu mai era cocoșat precum acea figură fantomatică care încerca să dispară înainte să răspundă la întrebări. Thomas strigă din camera de zi. Cine este? Are legătură cu mașina? Miriam îi făcu semn lui Harvey să intre în camera de zi. Du-te! Harvey încuvință din cap și întoarse un ceas pe mână în timp ce trecu pe lângă femeie. Acesta este ceasul din aur al lui Thomas. Miriam dădu din cap. Omul ăla. Vorbele lor înfundate ajunseră până la urechile lui Miriam în bucătărie, în timp ce ea prăjea pâinea și o ungea cu gem de căpșuni. Dar atunci când veni în camera de zi, Thomas era singur. Femeia ridică din sprâncene. A plecat? Thomas râse, dar apoi tresări și deveni serios. Așa e felul lui de a fi, a lui Harvey. A mers pe jos de la biserică și apoi a plecat în mai puțin de 5 minute? Thomas ridică din umeri. Bănuiesc că a vrut să vadă cu ochii lui că mă simt bine. Și odată ce a făcut asta, i s-a făcut jenă și n-a știut ce să facă după aia, așa că a plecat. Nu-mi dau seama dacă gestul acesta e ceva nebunesc sau înduioșător. Cred că în spatele ciudățeniei lui se află o persoană frântă care are multă dragoste de oferit. Cum îți dai seama? Abia dacă rostește mai mult de 5 cuvinte într-o propoziție. Câți bărbați cunoști care și-ar da viața peste cap ca să-și ajute sora să-și crească bebelușul? Thomas își propti picioarele în sus pe canapea și se lăsă din nou pe pernă. Tresări, iar Miriam își aminti de ibuprofenul pe care îl ținea în mână. Are niște ochi triști. Femeia așeză pâinea prăjită pe măsuța de cafea și îi dădu pastilele și paharul cu apă. Cred că nu avem nici cea mai mică idee cu privire la ce a pățit omul acesta. Thomas dădu pastila pe gât cu o înghițitură mare de apă. El se tot chinui să-și aranjeze pătura până când veni Miriam și o trase înapoi peste piciorul lui. Mulțumesc. Cred că mă doare mai mult decât mi-am dat seama. Ești sigur că nu vrei un analgezic mai puternic? Nu, sunt doar niște dureri musculare și coaste învinețite. Miriam se așeză la celălalt capăt al canapelei și se sprijini de brațul ei. Ea își băgă degetele de la picioare sub coapsa lui. Abia dacă îl recunosc pe Harvey, s-a schimbat mult. Așa este. E o persoană cu totul diferită de bărbatul care a dat spargere în cămara acum o lună. Miriam rămase cu gura căscată. Poftim? Oh, chestia asta. Nu ți-am povestit, nu-i așa? Femeia își încrucișă brațele pe piept. Nu. Thomas o privi galeș. Există vreo șansă să nu ceri socoteală unui bolnav din milă? Mă doare tot corpul și îmi divulg toate secretele. Da, precum faptul că i-ai dat lui Harvey ceasul tău de mână. Bărbatul îi zâmbi scuzându-se. Omul nu avea un ceas. Deci i-ai dat cel mai bun ceas al tău? Thomas o privi din nou cu drăgălășenie, iar apoi deveni serios. Stai puțin, ai zis că Harvey îl purta? Da. Nu l-am văzut niciodată purtând ceasul la mână. La început am crezut că îl vânduse, dar apoi l-am văzut într-o zi că îl scoate din buzunar ca să verifice ora. Poate că Harvey începe să accepte faptul că oamenii doresc cu adevărat lucruri bune pentru el. Capitolul 38. În prezent. Ivy stătea cu picioarele încrucișate pe podeaua din dormitor. Lăsase deoparte cutia cu lenjerie de pat pe care o pregătea ca să o doneze adăpostului local pentru oamenii străzii. Ea așeză în fața ei fotografia lui Roz și poza cu ea când era bebeluș și o ținea un necunoscut în brațe.
Lângă ea, Ivy puse pagina din jurnal pe care o găsise în Biblia bunicii. Despre ce era vorba, bunico? Tânăra respiră întretăiat și își sprijini capul pe măsuța de toaletă. Telefonul îi dădu de știre că avea un mesaj nou. Probabil că era Riz din garaj, care o întreba de ce îi lua atât de mult timp să pregătească o singură cutie. Dar era Seth, care o bătea din nou la cap. Ascultă-mă, știu că eu am stricat toată relația noastră, dar ia gândește-te puțin de câte ori ne-am certat cu adevărat. O dată, de două ori, ne stătea bine împreună. Ultima ceartă a mers mult prea departe. Știu asta. Dă-mi o șansă să repar lucrurile. Hai să nu dăm cu piciorul la ultimul an și jumătate. Bine? Lui Ivy tremură telefonul în mână. Oarecum de avea Set atâta putere asupra ei? Nu avea niciun sens, făcut pe ce să-l sune. Poate că un singur apel telefonic l-ar lămuri odată pentru totdeauna că nu mai exista nicio șansă pentru ei doi. Dar mai apoi Ivy văzu poza cu bunica și cu Roz. Tânăra lăsă să-i cadă telefonul în poală și strânse genunchii la piept. Era exact ca Roz. Ivy, Riz o strigă prin casă. Ivy sări în picioare și șterse fața. Riz intră în dormitor și o cercetă rapid din priviri, apoi văzu pozele împrăștiate pe podea. Hei, te simți bine? El veni în fața ei și își puse mâinile pe umerii lui Ivy. Tinerei tremură bărbia în timp ce își întoarse fața în altă parte. În tot timpul acesta eu am fost cea care a greșit. Am fost atât de mult timp supărată pe mama și pe tata, dar poate că ei au avut dreptate prin faptul că nu mi-au vorbit deschis despre adopția mea. Nimic bun nu poate ieși din toată povestea asta. La ce-mi folosește să deslușesc tot haosul ăsta legat de trecutul meu? Ivy, poate că ar face o diferență dacă povestioara asta pe care au scris-o ar fi adevărată, că am fost lăsată în pragul casei lor deoarece am fost iubită. Dar poate că sunt rezultatul unui abuz, produsul unui trafic cu ființe umane. Înțeleg acum ce vrei să spui. E mai bine dacă trecutul nu are nicio relevanță cu privire la cine devenim ca oameni sau încotro ne îndreptăm în viață. Riz o strânse ușor de umeri. De ce te-ai răzgândit dintr-o dată? Încă mai sunt multe lucruri de descoperit. Cum ai ajuns în casa părinților tăi? Și bunica ta a aflat vreodată cu siguranță dacă Roz era mama ta naturală? Oare Roz mai trăiește? Știe despre tine? Ivy dădu din cap. Nu pot să mai continui așa. S-a terminat. Am terminat-o cu casa asta, cu toate căutările mele. Biserica se poate ocupa de vânzarea casei. Nu mai trebuie să știu altceva. Riz o îmbrățișă. Îmi pare rău, amico, nu așa se termină povestea asta. Vorbesc serios, Riz. Mă cheamă Ivy Rose Lashley. Sunt fiica lui Miriam și a lui Thomas Lashley. Asta mi este îndeajuns. Tânăra înghiți în sec. N-aș putea să îndur altceva. O, Ivy, trebuie să mai reziști puțin. Eu? Ivy își ridică bărbia și se uită în ochii lui căprui, ochii aceia plini de compasiune, de blândețe, tărie, răbdare, statornicie. Nodul din stomac îi se mai domoli puțin. Dacă ești gata, camioneta e încărcată ca să mergem la adăpostul pentru oamenii străzii. Sau dacă preferi, pot să mă duc doar eu. Ivy făcu un pas înapoi, luă pozele de pe jos și le așeză pe o măsuță din apropiere. Nu, nu, vreau să merg, trebuie să ies de aici. Tânăra închise ușa în urma lor când ei ieșiră afară. Când deschise portiera de la camioneta lui Riz, i-a văzut un pachet învelit în hârtie maro mototolită și ornat cu o fundă strâmbă. Ce-i asta? Riz luă repede pachetul. Păi, ei bine, voiam să fie o glumă. Nu o glumă, dar ceva amuzant. Nu e momentul potrivit. Să lăsăm deoparte, bine?
O să ți-l dau mai târziu. Ivy oftă, încercând să se lepede de greutatea care i-a apăsat pe umeri. Mi-ar prinde bine o glumă. Deși vocea ei lipsită de viață nu era convingătoare, Reese îi dădu pachetul. Ea desfăcu funda și despachetă hârtia. Tânăra simți un material moale și mătăsos și smulse ambalajul cu totul. Văzu vechii ei ochelari de aviator deasupra pelerinei roz de supererou pe care i-o făcuse mama pe vremea când Ivy se dădea în leagăn. Tânăra rămase cu gura căscată. Unde? Cum ai făcut asta, Reese? Tânărul râse. Erau într-o cutie cu lucruri pe care bunica ta mi-a dat-o înainte să moară. Uitasem cu totul de ea până aseară când eram în casă și tu te-ai dat în leagăn. Cred că bunica a vrut să-ți spun să nu-ți fie frică, că indiferent cât de mult te lovește viața, să nu încetezi niciodată să crezi că poți zbura. Ivy înghiți nodul din gât și șterse vârful nasului. Am avut impresia că mi-ai spus că asta ar trebui să mă facă să râd. Reese aruncă o privire poznașă. El se întinse și deschise geamul din dreptul ei. În timp ce conduse pe aleea bunicii, el îi făcu cu ochiul. Pune-ți ochelarii, drăguța mea, Rosie. Ea atârnă ochelarii de mână. Nici să nu te gândești. Ba, o să ți-i pui, altfel o să-ți vorbesc împăsărească tot restul zilei. Ivy se prefăcu că geme. Mergi prea departe. Când erau în clasa 5-a, Reese îi vorbise numai împăsărească o săptămână întreagă, doar ca să o necăjească. Haide, puneți ochelarii, scoateți capul pe fereastră ca ogarul domnului Johnson și îți garantez că o să râzi cu lacrimi în 5 secunde. Și cum ai de gând să mă despăgubești dacă garanția ta nu funcționează? Reese rânji. Habar n-am. Cum ți-ar plăcea să te despăgubesc? Dintr-un oarecare motiv, Ivy se gândi că Reese s-ar putea pleca în dreptul ei ca să o sărute. Tânăra roșii până în vârful urechilor. N-ai leac. Ea își puse ochelarii pe ochi și scoase capul pe fereastră înainte ca Reese să bage de seamă. Bătrânul domn Coulter ieși pe verandă chiar în clipa când cei doi trecură în viteză prin fața casei lui. Bietul om aproape că își suci gâtul când se uita a doua oară la Ivy. Reese râse copios și ambală motorul. Ivy își mușcă limba încercând să nu cedeze prea repede în fața amuzamentului care o cuprinsese, dar nu mai rezista atunci când el dădu drumul tare la radio pe melodia lui Kelly I believe I can fly. Cred că pot să zbor. După ce nu mai putu de atâta râs, Ivy se lăsă din nou pe scaun și își scoase ochelarii. Oprește-te, închide radioul, nu pot. Dar Ivy râdea prea tare ca să mai poată spune ceva. Lacrimile îi curgeau pe obraji. Reese chicoti în timp ce umerii tremurau și lui de râs. Ți-am spus eu că te pot face să râzi în doar 5 secunde. La adăpostul pentru oamenii străzii, grupuri formate din bărbați și câteva femei erau așezați la mese de picnic, stăteau de vorbă și serveau prânzul. Reese o împunse pe Ivy cu cotul și își dădu capul într-o parte. Unchiul Vii stătea lângă Leah, directoarea centrului de misiune pentru oamenii străzii. Femeia râse la ceva ce bărbatul tocmai îi spusese și își puse o mână pe brațul lui. Ce se întâmplă acolo? Întrebă Reese. Ivy ridică din umeri. Cu siguranță că cei doi păreau să se simtă bine împreună, așa cum stăteau aplecați unul asupra celuilalt. Unchiul ei nu era genul de om căruia să-i placă să fie atins, dar nu părea deranjat de gestul lui Leah. Unchiul lui Ivy venea deseori la adăpostul pentru oamenii străzii, ca să intervieveze angajați pentru echipa lui de amenajări peisagistice. Unii veneau și lucreau cu el timp de câteva luni până se puneau pe picioare, alții rămâneau ani de zile în echipă. Comunitatea fusese altădată oripilată de oamenii pe care el îi angaja, dar după ce văzură munca exemplară a echipei, oamenii au trecut cu vederea poveștile lor de viață mai puțin convenționale.
Totuși părea că unchiul Vi venise acolo acum din motive personale. Ivy rânji. Cred că unchiul meu are o iubită. În timp ce Ivy și Reese se apropiară de masa lor, unchiul Vi sări de pe locul lui și se îndreptă spre ei. Bună copii, ce se întâmplă? Ivy îl îmbrățișă ușor. Cred că întrebarea mai importantă este ce se întâmplă cu tine și cu Leah. Bărbatul își frecă bărbia cu mâna. Luăm prânzul, nimic mai mult. Ea mă întreba cum se descurcă noii mei angajați. Unchiul Vi tuși ca să-și dreagă vocea. Ce drăguț, omul se rușinase. Reese își băgă mâinile în buzunare. Păreați foarte apropiați la masă? Unchiul Vi se necă. Oh, păi, da, nu, suntem prieteni, prieteni buni. Ivy se abținu să nu zâmbească. Mie nu mi se părea că sunteți doar prieteni. Unchiul ei își plimbă privirea de la Ivy la Reese și înapoi. Bărbatul zâmbi ușor. Da, da, ca și cum voi doi știți diferența dintre prietenie și ceva mai mult decât prietenie. Reese tuși în timp ce dădus se întoarcă la camionetă. Păi, trebuie să mă duc să descarc cutiile.